Comuna Rogova este una dintre cărțile de vizită ale județului Mehedinți și nu putea fi celebrată decât într-o zi cu o mare însemnătate pentru români. De înălțarea Domnului, frumoasa localitate mehedințeană a îmbrăcat straie de sărbătoare. Spectacol de muzică, mâncare și băutură pe toate gusturile, horă în aer liber, dar și tarabele și mesele pline cu de toate au fost doar câteva dintre surprizele pe care primarul Van Vucostinel le-a pregătit locuitorilor de ziua comunei. Cu mic, cu mare, aproape toți localnicii au participat la Zilele Comunei Rogova, o manifestare dedicată tuturor cetățenilor din zonă. Primarul Van Vucostinel, un om implicat și un bun profesionist, a făcut toate demersurile pentru ca acest eveniment să fie unul reușit, iar oamenii, indiferent de vârstă, să se distreze pe cinste, să se bucure de o zi de sărbătoare numai a lor, voie bună și distracție. Primarul comunei Rogova, Van Vucostinel, și-a arătat de-a lungul timpului interesul pentru bunăstarea cetățenilor. Pentru a aduce zâmbete, dar și voie bună în rândul localnicilor, ideea de a organiza un eveniment de amploare într-o zi atât de importantă a fost de bun augur. În primul rând, Hristos a înălțat. După 2 ani de pandemie, acum bucuria cetățenilor este enormă și noi pe lângă ei ne bucurăm pentru venirea lor aici, să fie veselie, cântec și voie bună. Să fie într-un ceas bun, să continuăm pe viitor cu ce am început. S-a dansat, s-a mâncat și s-a băut, iar cei mici au avut și ei parte de bucurie, relaxându-se la locul dedicat copiilor. Cetățenii din comuna Rogova au fost extrem de încântați de organizarea acestui eveniment, fiind un prilej de bucurie și un bun motiv de socializare. Ne bucurăm din toată inima că suntem aici, că e foarte frumos. Un eveniment frumos! Un eveniment foarte frumos, da. O ieșire din asta să ne încărcăm pozitiv, cum s-ar spune. Foarte frumos, foarte frumos. Avem un primar nemaipomenit. Nici nu se mai găsește altul mai bun ca ăsta. Mă place evenimentul, vă simți? Da, da. Și noi babele așa. Vedem și noi câte ceva. De asemenea, cetățenii și-au exprimat aprecierea față de primarul Van Vucostinel, care a schimbat complet fața comunei Rogova și a rezolvat toate problemele comunității. Cum vă simțiți în această seară? Foarte bine. Foarte frumos. Foarte bine. Foarte bine primarul să trăiască 1000 de ani. Da. A făcut foarte frumos, foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. E tânăr, are viața tot înainte. Da. Ați venit la muzică? Da, la muzică, să ascultăm muzică, și noi, da. Joc? Da, să jucăm. Foarte frumos. Este un eveniment frumos, deosebit și să ne mai facă domnul primar cu alte ocazii. E foarte frumos, deoarece putem să ieșim să ne bucurăm de această zi, ceva special. Astfel de momente rămân în amintirea tuturor localnicilor și aduc înapoi persoane care au plecat din comună, dar care sunt cu gândul tot aici. Frumos, mie îmi place, eu sunt de la Severin și am venit la sora mea aici. La... V-a anunțat că este nedelegă? Știu că doar am crescut în sat și eu, dar locuiesc de 30 de ani în Severin. E bine, mai ales pentru populație, e benefic. Se mai distrează și ei, mai vin, mai joacă, mai mănâncă o înghețată, mai cu baloane, cu mici, cu... Am văzut că au pus mici, bere, de toate. Un eveniment organizat frumos de către primarul acestei comune, special având în vedere că sunt și Zilele Comunei, am înțeles. Distracția a fost cu atât mai mare cu cât partea artistică a fost asigurată de artiști mehedințeni de top. Voi participa cu mare drag în această seară la Zilele Comunei Rogova. Țin să felicit Consiliul Local al Comunei Rogova, cât și Consiliul Județean Mehedinți pentru implicare, domnului primar și domnului Aladin Georgescu, care e mereu implicat în tot ceea ce ține de evenimentele culturale ale județului Mehedinți. Distracția a continuat până târziu noapte, atmosfera fiind una incendiară.
Comuna Rogova este una dintre cărțile de vizită ale județului Mehedinți, unde, datorită primarului Vanvo Costinel, susținut de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, au fost realizate ample investiții care au dus la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. De asemenea, în acest loc se regăsește unul dintre cele mai frumoase parcuri din mediul rural din România, care atrage privirile tuturor trecătorilor.